Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Salutăm între noi și spunem la mulți ani familiei Baloc, care nu au fost cu noi, au fost plecați la Arizona. Bine ați venit acasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă aveți vreun salut, știu că v-am luat prin surprindere, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Împreună cu fratele Ducu, este prietenul său, îi spunem și lui bun venit la Ghețimani, Dumnezeu să te binecuvinteze. Noi îl cunoaștem, ei au mai fost și Domnul să vorbească inimilor noastre tuturor. Am dorit acum să ne unim inimile și împreună să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, timp în care facem colecta și apoi programul va continua. Ce mult aștept acea zi când Tu din slavă vei veni. Continuare, fratele Beni Moroșan, îl rog să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare, după care corul bisericii va slăvi pe Domnul cu o cântare, apoi din nou vom slăvi pe Domnul cu o cântare în comun, iar după
cele trei puncte, ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Victor Balaș și ne rugăm ca Domnul să-i dea ungere, să-l binecuvinteze, iar nouă inimi deschise. Amin. Ce mai sfânt și mai scump ca cântarea, ca și atunci când ai fost încercat, căci pe bratul lui sfânt primești marea și furtuna din care ai scăpat. El și-a întins brațul său după tine, când din vale tu strigai disperat. O, Iisus, te privește spre mine, sunt al tău, scapă-mă de păcat. El și-a întins brațul său după tine, când din vale tu strigai disperat. O, Iisus, te privește spre mine, sunt al tău, scapă-mă de păcat. Aș dori ca să înalți către tine mulțumiri mii de mine încetat, căci prin tine exist eu pe lume și trăiesc, căci tu doar m-ai salvat. Vremuri grele și vânturi de-or bate, tulburat de voi fi eu vreodată. Nu lăsam ca să uit eu de tine și de crucea prin care m-ai salvat. Vremuri grele și vânturi de-or bate, tulburat de voi fi eu vreodată. Nu lăsa ca să uit eu de tine și de crucea prin care m-ai salvat. Strălucind în splendoarea ce vine, vei apare pe nori ca împărat. Eu te rog să mă iei și pe mine sus la locul dorit și așteptat. Și din cei ce salvați doar prin tine, tu pe bratul tău sfânt i-ai purtat. Să nu-i lași nici de cum, nici pe unul, să nu-i lași nici de cum, niciodată. Și din cei ce salvați doar prin tine, tu pe brațul tău sfânt i-ai purtat. Să nu-i lași nici de cum, nici pe unul, să nu-i lași nici de cum, niciodată. Că-și dorim sus în cer lângă tine, că dorim sus la tine să fim. Brațul tău minunat ne va ține,
de pe cale să nu rătăcim. În nădejde, în iubire, în credință, ca să fim trăși pe cale așteptim. Ziua aceea e aproape și vine și vom fi lângă tine în curând. În nădejde, în iubire, în credință, ca să fim treci pe cale așteptim. Ziua aceea e aproape și vine și vom fi lângă tine în curând. Domnul cel mai iubit.
găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul mărturii, am găsit în Iisus mântuirea, ce-am căutat-o de atâta timp. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis, pace sfântă, binecuvântare, de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire, Tu ești a mea fericire, aleluia, pentru furtuna mea. Când furtuna vine peste mare și când vânturile grele par, spune-mi, Doamne, cum să pot eu oare marea vieții s-o străva. În păcatul am venit la lumea și sfârșitul a venit curând. Nu mă tem căci Tu ești lângă mine, Tu ești scutul meu oricând. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire, Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. La credință vin acum de grabă, nu mă slăbe, pot să torn mereu. Azi eu știu că Iisus mă iubește și El e în sufletul meu. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis, pace sfântă, binecuvântare, de la Domnul am primit. Glorie Iisuse ție, aleluia, veci mărire, Tu ești a mea fericire, aleluia, Iisuse ție, aleluia, veci mărire, Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Iubiți frați și surori, în această dimineață, eu cred că de la ora de rugăciune Dumnezeu ne-a cercetat, amin? De obicei noi venim la casa lui Dumnezeu și poate vă spune, va fi ca și altă dată. Dar Dumnezeu lucrează într-un chip minunat, slăvit să fie numele Domnului. Când nici nu ne așteptăm noi, atunci Dumnezeu vine la poporul Lui, la aceia care au crezut în Fiul Lui, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă reamintesc din Vechiul Testament o întâmplare, cum lucrează Dumnezeu atunci când oamenii se dedică cu tot, cu toată ființa lor și cu tot ce au ei, slăvit să fie numele Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, în capitolul 5, că poporul lui Israel a zidit Domnului o casă.
Și acum era momentul când să aducă laude, să laude pe Dumnezeu, să-i mulțumească, să-l glorifice, pentru că El a dat belșug de binecuvântare și a dat pace. Amin? Amin. Și spune că în momentul, haideți să citim versetul 12, 13 și 14. N-ați vrea ca în această dimineață să facă Dumnezeu la fel? Și când toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Edutun, fiii și fiii lor îmbrăcați în in subțire, stăteau la răsăritul altarului cu chinvalele, lăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, uitându-se, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, auziți, simple, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac, slăvit să fie numele Domnului. Credeți că Dumnezeu nu poate face și în vremurile acestea pentru noi, care poate de multe ori ne vedem și zicem, Doamne, oare ce se va mai întâmpla cu noi? Ce se va mai întâmpla atunci, frați și surori, când cu toată inima vii înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu este gata să te atingă. Spune Iisus Hristos în Evanghelia aceasta după Ioan că El a venit ca să nu risipească pe nimeni. Nu este mare Dumnezeu, frați și surori? Ai căzut, ai păcătuit, te-a ridicat, te-a spălat, iar ai căzut, iar ai păcătuit, iar te-a ridicat, iar te-a spălat. Și El totdeauna are aceeași dragoste să nu te risipească. Și zice, eu pentru tine am dat viața mea, mi-am dat viața. Mărit să fie numele Lui. În mijlocul laudelor s-a prezentat Dumnezeu și spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu că în clipa aceea casa, și anume casa lui Dumnezeu, s-a umplut de un nor. A venit slava lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Cu ce au fost mai buni oamenii aceia, m-am întrebat, ca și noi? Cu nimic, frați și surori, cu nimic. Dar Dumnezeu în dragostea Lui, în promisiunile Lui, când spune că am să mă aleg un loc unde voi locui acolo și îmi voi pune eu locașul meu și acolo va fi reședința mea, acolo Dumnezeu se prezintă, slăvit să fie numele Domnului. Dacă în vechime Dumnezeu și-a ales casa aceea, care era o priveliște pentru toate popoarele, vreau să vă spun că în noul legământ Dumnezeu și-a ales o biserică, aleluia! Și biserica aceasta nu este numai pe Elston, biserica aceasta este peste tot pământul, slăvit să fie numele Domnului. Biserica este în inimile noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. Vreți în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi? Să vină peste cântare, să vină peste poezie, să vină peste cuvântul acesta, logosul acesta întrupat, mărirea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să încep cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune în această dimineață despre o carte. Vedeți, toate celelalte evanghelii sinoptice care le-au scris Matei, Marcu, Luca și Ioan au o diferență totală. Și când te uiți la ele, dacă n-ar fi scris, să zicem să fie separate, și dacă n-ar fi scris spre ele ce este, este o carte, nu? Dacă vedem pe bancă acolo un ceva, domnule, este o carte. Ei, dar tocmai aceasta a vrut Dumnezeu. Câtă înțelepciune, frați și surori, a dat Dumnezeu la acest tânăr. Dacă citim biografia lui Ioan, vedem că Ioan era un tinerel. Se specifică că imediat după ce Domnul s-a înălțat la cer, s-au pus fiecare și au scris. A scris și Matei, a scris și Marcu, a scris și Luca. Dar s-a pus poate și Ioan să scrie. Pentru că cartea aceasta care a scris-o Ioan trebuia să fie verificată nu de un lector, nu de unul care era pământean, ci Ioan a scris această carte inspirat de Duhul lui Dumnezeu,
Mărit să fie numele Domnului! Pentru că în această carte, frați și surori, ni se relatează ce era de la început. Acolo îl duce Duhul lui Dumnezeu pe Ioan, pe acest tinerel, pe acest apostol, îl duce exact la început, la dumnezeire, la tronul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu era de la început și oamenii au uitat de Dumnezeu. A găsit modul acesta cel mai clar, cel mai simplu, dacă vreți. Ați auzit că oamenii se întreabă și în ziua de astăzi dacă ar mai vorbi Dumnezeu cum a vorbit înainte, să se audă glasul lui de la un capăt al cerului altul. Poate oamenii se vor pocăi și se vor îndrepta. Credeți că dacă ar vorbi Dumnezeu, oamenii s-ar pocăi? Eu vă spun că poate, dar puțini. Puțini, pentru că Dumnezeu a vorbit, amin, aleluia! Și Dumnezeu vorbește și în zilele noastre, slăvit să fie numele Lui. Problema este la noi, dacă noi luăm seama, frați și surori. Dacă noi luăm seama și Dumnezeu să ne facă să luăm seama, să luăm bine seama ca nimicitorul, să nu vină să iei sămânța aceea care a dat Domnul Iisus pilda cu semănătorul, când a spus că 4 feluri de sămânță au fost semănate. Au fost semnat o sămânță, dar a căzut în 4 locuri diferite. Credeți că lupta aceea care s-a dus de la întemeierea lumii, ca Dumnezeu să nu-și desfășoare planul Lui, care El l-avea deja, era întocmit planul lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii, El de atunci a luptat și luptă până în ziua de astăzi ca să nu vină mulți oameni la pocăință, ci să vină cât mai mulți. Și a doua luptă a lui diavolul, știți care este? Ca să ne facă pe noi să cădem în ațipire și să ni se împetrească inima și să ni se răcească. Aceasta este lucrarea lui. Dar slăvit să fie numele Domnului, că nu poate. De ce? Pentru că cuvântul acesta are viață. Acesta este Logosul care a coborât din cer, care s-a întrupat în Iisus, care are viață și cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în Romani că Evanghelia aceasta care o vestesc eu nu este o simplă Evanghelie, ci este Evanghelia care are putere. Haleluia! De 2000 de ani, frați și surori, Evanghelia aceasta a schimbat inimile oamenilor. S-au apucat atei, s-au apucat oameni care se combate și au început să citească cartea aceasta și citind-o au găsit în ea viață. Au găsit în ea viață, au găsit rezolvarea problemelor, au găsit golul acela lăuntric din inimă și Dumnezeu i-a salvat. Amin? Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Aleluia! Dacă mergem în Genesa, în capitolul 1, vedem acolo detailat cum și-a început Dumnezeu lucrarea pe pământ. Spune acolo în versetul 3 că Dumnezeu a zis și s-a făcut. Nu spune că a luat ceva, a luat obiectul acesta și din obiectul acesta s-a făcut altceva. Nu, ci la porunca lui. Acolo ni se descrie că Dumnezeu era din veșnicii în veșnicie, mai în jos spune, amin? Și are puterea, frați și surori, Dumnezeu și în vremea de astăzi, prin cuvântul lui să transforme, să dea lumină, să dea înțelepciune, să ridice, să îmbărbăteze. Atunci când te simți greu, atunci când crezi că nu mai ai nicio salvare, când crezi că greutățile, așa cum s-a mintea de dimineață, greutățile vin peste tine, știi ce te invit în această dimineață? Aleargă la cuvântul lui Dumnezeu. Este singura scrisoare de dragoste care ne-a dat-o Dumnezeu și vreau să vă spun că de câte ori mă pun să mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru ca să viu să fiu înaintea lui dumneavoastră și să impresionez ceva, ci ca să mă hrănesc pe mine însumi. Totdeauna găsesc câte o comoară mare ascunsă și știți cum mă simt? Inima mea se întărește, se îmbărbătează, pentru că aceasta este menirea cuvântului lui Dumnezeu, să ne întărească, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, în versetul 2 spune așa, El era la început cu Dumnezeu. Acolo îl descrie pe acest Logos, care vorbește în versetul 1, în capitolul 1 din 14, zice că cuvântul acesta s-a făcut trup.
Relația nu era întreruptă, chiar dacă au trecut veacuri și veacuri și veacuri, relația dintre Tatăl și Fiul n-a fost întreruptă. Vorbește că Iisus, care este născut din Tatăl, care are, își trage obârșia de acolo, din Tatăl Ceresc, Dumnezeu a cooperat cu El, mărit să fie numele.